Bună ziua! Vom începe conferința noastră de presă. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți prezenți la această conferință de presă. Astăzi, într-un moment extrem de important pentru comunitatea brașoveană, dar și pentru România, în ziua de 15 noiembrie, este prezent la Brașov primul prim-ministru din istoria României, primul prim-ministru brașovean, Ludovic Orban, și am considerat de cuvință că, având un proiect declarat eligibil, iar domnul director de la Agenția de Dezvoltare Regională de la Alba Iulia și-a manifestat intenția de a semna un astfel de proiect în acest moment, aș dori să începem prin a avea ca prim aspect semnarea acestui proiect, după care vom trece la la prezentarea mea în calitate de președinte al Consiliului Județean. De asemenea, domnul prim-ministru Ludovic Orban vă va prezenta o serie de lucruri care se întâmplă la nivelul Guvernului României, după care vom fi la dispoziția noastră pentru eventuale întrebări. După cum bine știți, sănătatea pentru Consiliul Județean Brașov reprezintă un domeniu extrem de important. Am făcut în așa fel încât să nu fie doar o declarație în momentul campaniei electorale, ci de la an la an am încercat să găsim soluții pentru a finanța atât infrastructura medicală din județul Brașov, cât și partea de echipamente medicale atât de necesare pentru o bună funcționare a unităților medicale. Am început acest lucru din anul 2016. O parte din unitățile medicale au fost reabilitate. Am făcut în așa fel încât să reabilităm toate aceste secții, tocmai pentru a nu bloca anumite fluxuri care sunt necesare în cadrul unităților medicale, și ne-am consultat de fiecare dată cu managerii spitalelor, fie că vorbim de maternitate, fie că vorbim de spitalul de copii sau de spitalul județean. Știți cu toții că am găsit resursa de a aloca, deși pot să spun că nu am avut niște bugete mai spectaculoase, nu am primit niște alocări bugetare de la nivelul Guvernului României, ci am făcut în așa fel încât să drămuim cât se poate de bine banii care are bugetul Consiliului Județean, iar astăzi putem spune că dacă în anul 2016 aveam 8 milioane de lei alocați din resurse proprii, anul acesta avem 31 de milioane. A fost o creștere treptată ca și alocare bugetară din bugetul propriu. Mai mult decât atâta, am făcut în așa fel încât să găsim soluții de a finanța unitățile medicale și prin accesarea de fonduri europene. Iar astăzi vom semna unul dintre aceste proiecte, este vorba de ambulatoriu de la Spitalul Județean, unitate medicală care mai beneficiază de altfel de un alt proiect, de unitatea de primire urgență, tot pe partea de echipamente medicale. Deci, practic, astăzi avem în implementare peste 17 milioane de lei doar pe echipamente medicale, pe ambulatoriu și pe unitatea de primire urgență. Același lucru l-am făcut și pentru spitalul de copii, de asemenea pentru spitalul de neurologie, având astăzi doar pe echipamente în implementare peste 50 de milioane de lei din fonduri europene. De asemenea, am aplicat și pe partea de eficiență energetică, o altă axă de finanțare care ne-a permis acest lucru, și astăzi avem două proiecte care sunt într-o etapă avansată, în implementare. De asemenea, avem un proiect care încă este în evaluare. Valoarea totală a acestor proiecte este de 65 de milioane de lei. Ne-am zbătut, chiar dacă Spitalul Județean a apărut pe fișa sinteză încă din perioada guvernării Cioloș, mă refer la perioada când la Ministerul Dezvoltării era domnul Dâncu, am făcut nenumărate diligențe în așa fel încât o parte din lucrările Spitalului Județean să fie predate Companiei Naționale de Investiții. Acest lucru s-a întâmplat după ce noi, Consiliul Județean, am investit mai mult de jumătate din acest proiect, după foarte multe eforturi și după ce am avut mai multe biblorafturi de corespondență, am reușit să materializăm și acest lucru, și astăzi corpul B al Spitalului Județean se reabilitează de asemenea cu bani de la Compania Națională de Investiții.
De asemenea, sunt și alte proiecte la care o să fac referire, dar am dorit să vă prezint aceste informații, fiindcă nu întâmplător am fost astăzi la Spitalul Județean. Deja rezultatele se văd. Știu că mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Am fost împreună cu domnul prim-ministru și am prezentat faptul că în prezent este un contract care este în sarcina Ministerului Sănătății, care trebuie derulat de către Ministerul Sănătății. Chiar a fost, semnarea contractului de execuție s-a făcut în prezența dumneavoastră, a reprezentat chiar un moment în care doamna ministru Pinte a fost la Brașov și din acest punct de vedere, fiindcă știm cu toții când s-a semnat acest contract, vedem că lucrurile merg destul de greu. Sunt luni în șir în care nu s-a mișcat nici măcar o piatră în acest șantier. Banii sunt prevăzuți dintr-un împrumut al Băncii Mondiale, făcut de guvernul trecut și cred că ar trebui să fim foarte operativi și pragmatici, fiindcă acest contract expiră în anul 2020, în luna decembrie. O să semnăm contractul. O să-i dau cuvântul. Poate operativ să presă. Ziceți două vorbe? O să-i dau cuvântul domnului director de la Agenția de Dezvoltare Regională de la Alba Iulia, după care vom reveni și vom discuta despre celelalte aspecte. Vă spun și eu bună ziua, salut prezența domnului prim-ministru Ludovic Viorban astăzi la Brașov și vreau să precizez că este o onoare pentru noi să participe la semnarea acestui contract de finanțare. În sinteză este vorba despre dotare cu echipamente ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență. Este un proiect de peste în jur de 2,3 milioane de euro, prin care se achiziționează peste 160 de echipamente și care participe la dotarea a 16 cabinete medicale. Vreau să vă spun că 58 de tipuri de echipamente sunt diferite în cele peste 160 care se realizează. Foarte în sinteză, în ultima perioadă Brașovul, atât la nivel județean cât și la nivelul municipiului, este unul dintre principalii noștri beneficiari. De ce spun asta? Are 13 proiecte care le-a depus la noi, în valoare de aproape 90 de milioane de euro. Dintre acestea, infrastructura rutieră, sunt 4 proiecte care au o valoare de 65 de milioane de euro. Cele 4 proiecte, practic, asigură conectivitatea și accesibilitatea de la rețelele TNT, respectiv de la coridorul 4, care trece prin regiunea noastră. Știți că, de asemenea, mai are încă celelalte 9 proiecte, vreau să vă spun că provin toate de pe zona de sănătate. 3 sunt de eficiență energetică. Eficiența energetică, spațiile spitalelor și spațiile de sănătate sunt ca și volum de încălziri destul de mari și atunci este foarte bine ca să se facă economii și randamentul echipamentelor care se folosesc să fie destul de ridicat. Vreau să vă spun că la foarte multe documentații, de la 30 până la 60% se fac economii pentru aceste echipamente. Ce aș vrea doar să vă spun pe scurt, noi în perioada 2007-2013 în Brașov am finanțat 123 de proiecte în valoare de 238 de milioane de euro, în municipiu 22 de proiecte în valoare de 76 de euro. Municipiul a început atunci cu polul de creștere, practic cu proiecte pentru dezvoltare urbană, proiecte care le continuă acum prin planul de mobilitate, astfel că pe această perioadă municipiul Brașov are depuse 22 de proiecte la Agenția pentru Dezvoltare Regională, bineînțeles ele au un alt ritm. O preocupare a Consiliului Județean Brașov este și pentru tot ca activitate socială este protecția minorului. Se întocmesc documentații pentru a fi depuse în viitoarele luni pentru, să zicem, reformarea în sistemul de protecție a copilului, astfel încât protecția copilului să se facă în centre de tip familiar mai mici. Și Consiliul Județean are în lucru 11 astfel de proiecte. Structura este Brașov, Făgăraș, Coblea, câteva comune, mă rog, nu este, să zicem, cea mai importantă în
acest moment. La indicator și la dezvoltare, Brașovul se situează, dacă ne uităm pe fișa statistică a județului și a municipiului, într-un trend foarte bun de locul 4 și 10. La nivel de viață, Brașovul este pe locul 4, ceea ce este un lucru foarte bun, și nivelul de viață a unei localități și atractivitatea ei, oamenii vin să locuiască într-un spațiu în care se simt bine și pot trăi cât mai bine. Locuri de muncă bine plătite, servicii și sănătate este unele din condițiile, sănătate de calitate, la care trebuie să aibă acces. Eu consider că Brașovul, prin proiectul care trebuie făcut, că este zona metropolitană, 17 localități peste 400.000 de locuitori. Deci zona metropolitană se dezvoltă în două. Natural, nu faci nimic, sau faci fiecare ce crede, sau se rezolvă planificat și programat. E, bineînțeles, RIN-ul este mult mai mare în a doua situație și atunci, în acest abordare integrată a dezvoltării zonei metropolitane, vă dați seama că duce Brașovul deja în zona Cluj-Timișoara. Aici sunt localitățile care sunt, să zicem, mai dezvoltate, importante, de pe Transilvania și de pe țară. Eu m-aș opri aici, dacă sunt întrebări, cred că trebuie să ne bucurăm de prezența domnului prim-ministru, care ne va spune multe lucruri interesante. Vă mulțumesc! Vom trece la semnarea contractului. Domnule prim-ministru, mulțumim pentru prezență și sperăm să fondurile europene la anul să mai poată ține deficitul în zona lui 3. Da. Aș vrea să, dacă cu voia dumneavoastră și cu voia domnului prim-ministru, aș dori ca să-l lăsăm pe domnul prim-ministru să ne adreseze câteva cuvinte, și, dar nu înainte de a vă mai spune câteva dintre proiectele pe care le avem, proiecte care am toată convingerea că vor beneficia de sprijinul guvernului. Astăzi, județul Brașov a accesat peste 70 sau 65 de milioane în urma procedurilor de achiziție, deci 300 de milioane de lei din fonduri europene. Avem și alte proiecte care sunt pe Programul Național de Dezvoltare Locală, atât noi ca și Consiliul Județean, cât și o serie de localități din județul Brașov. De asemenea, avem proiectele care vi le-am prezentat pe sănătate, dar ceea ce cred că este foarte important și s-au creat foarte multe speculații în mediul public, mai ales în această perioadă de campanie electorală, speculațiile sunt legate de aeroportul de la Brașov. Fiindcă astăzi avem șansa să beneficiem și de presa națională, vă pot spune că astăzi Consiliul Județean Brașov a contractat atât și este în curs de finalizare proiectul tehnic și execuția pentru, urmează execuția pentru terminal. Terminalul de la Brașov va avea 12.000 de metri pătrați, ca și evaluare este, aș putea spune, dublu decât cel de la Sibiu. De asemenea, avem astăzi în implementare și am semnat zilele trecute atât balizajul cât și sistematizarea pe verticală, un proiect de 13.700.000 de lei. De asemenea, avem în implementare cele 9 obiecte care sunt în master plan, clădire energetică, gospodărie, apă, remiză PSI. Toate au ca și termen de execuție până la finalul anului viitor. Sperăm că data viitoare, pe 15 noiembrie, când va fi prezent domnul prim-ministru aici, să vedem că s-au materializat toate aceste lucruri, fiindcă în felul acesta județul Brașov și aeroportul de la Brașov
nu mai poate fi folosit doar în campania electorală ca și obiectiv electoral, ci este un obiectiv care astăzi este în derulare și va ajunge la finalizare la sfârșitul anului viitor. Domnule prim-ministru, vă rog să luați cuvântul și să ne spuneți gândurile cu care ați venit la Brașov. Stau la dispoziție cu răspunsuri la întrebări. Dacă aveți. Pe site-ul Ministerului Sănătății ar fi trebuit să vedem și astăzi proiectul de ordine privind amendarea județelor Covasna și Cârlita la Spitalul Regional Brașov. Se pare că a fost retras, deși ar fi trebuit să stea până în data de 16. Decizia care am luat-o la nivelul Guvernului este ca toate proiectele de ordine, de hotărâri de guvern, proiectele legislative care sunt în transparență să fie reanalizate de miniștri. De asemenea, am solicitat președinților celor două camere ale Parlamentului să amâne o perioadă proiectele legislative aflate în dezbatere, atât proiectele inițiate de fostul guvern, cât și proiectele legislative inițiate de parlamentari individual, pentru ca guvernul să poată să exprime punctul de vedere, pentru că asta se întâmplă procedural de fiecare dată, atunci când se schimbă guvernul, este normal ca nou guvern să își exprime punctul de vedere privitor la proiectele legislative aflate în dezbaterea Parlamentului. Asta este, practic, motivația care a determinat ca unele proiecte care fuseseră postate deja conform legii 52 în vederea consultării publice și amendărilor de către cetățeni să fie retrase. Evident, pe toate proiectele pe care vom considera că sunt benefice și utile, le vom retransmite în transparență. Dacă ne puteți spune ce părere aveți despre faptul că Ministrul Finanțelor a anunțat un deficit de 4% până la finalul anului, considerând că ceea ce a fost din anul acolo reprezintă o daună, în condițiile în care poate să-i spună cum vrea. Realitatea este că noi am avut dreptate în tot ceea ce am spus la dezbaterea legii bugetului de stat și de-a lungul anului 2019, înainte de a veni la guvernare, iar datele sunt foarte simple și foarte clare. Deficitul este mult mai mare decât deficitul proiectat. Vă readuc aminte că deficitul la 9 luni, pe execuția bugetară publicată de Ministerul Finanțelor, era de 2,6%. Vă readuc aminte că anul trecut, pe 2018, deficitul la 9 luni era 1,6%. Și anul trecut s-a terminat cu un deficit de 3%, care a fost în realitate mai mare, pentru că au aplicat șmecheria plasării unor cheltuieli de pe anul 2018 pe anul 2019. În ceea ce privește date simple și concrete, față de planul de încasări din impozite, taxe, planul de venituri pe care îl aveau în legea bugetului de stat, încasările la bugetul statului sunt cu 11 miliarde mai mici. Cheltuielile sunt mai mari decât se aștepta. Iar față de asta, am mai și prezentat, am fost la o emisiune TV, sunt foarte multe cheltuieli care ar fi trebuit efectuate în conformitate cu prevederile legale și care nu au fost efectuate, punând pe spinarea mediului privat menținerea fictivă a unui deficit sub 3%, când în realitate
încă din luna 9 și luna 10 deficitul real este de peste 3%. Am dat câteva exemple de astfel de cheltuieli legale care ar fi trebuit făcute. 1. Rambursările de TVA. Se știe foarte clar că există prevederi legale și termen maxim de rambursare a TVA-ului. La ora actuală, rambursările de TVA restante, adică rambursările care nu au fost făcute la termen, depășesc suma de 5 miliarde, pe estimarea pe care o avem astăzi. Deci aceste cheltuieli ar fi trebuit făcute. De asemenea, la Ministerul Dezvoltării, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, PNDL 2, sunt lucrări efectuate, situații de lucrări avizate, plăți restante, ca să le spun să înțeleagă toată lumea, cam tot de 5 miliarde. În ceea ce privește decontarea cheltuielilor pentru concediile medicale și alte forme de plată care trebuiau făcute de Casa de Sănătate, de asemenea, acolo înregistrăm întârzieri foarte mari. Sunt situații în care nu sunt plătite, decontate concedii de acum 6 luni, 7 luni, 8 luni. Și aici estimarea este în jur de 2,5-3 miliarde. În aceste condiții și mai ales ținând cont de faptul că în primele 10 luni ale anului, vechiul guvern a executat bugetul, noi nu considerăm că avem absolut niciun fel de răspundere pentru acest deficit. Acest deficit a fost provocat de o planificare bugetară defectuoasă, de neatacarea focarelor mari de evaziune fiscală. Vă dau numai un exemplu ca să înțelegeți. Încasările bugetare în țările europene, dar în toate țările europene, sunt de peste 30% din produsul intern brut, veniturile bugetului statului. În România, pe 2019, veniturile bugetului reprezintă mai puțin de 26% din produsul intern brut. Ceea ce arată foarte clar că vechiul guvern a tolerat evaziunea fiscală și nu a avut capacitatea de a colecta veniturile statului în conformitate cu prevederile legale. În fine, un alt lucru care este foarte important este acela de generarea unor cheltuieli pentru hrănirea clientelei politice sau unor cheltuieli care, în mod evident, au mai mult o bază electorală decât să reprezinte o necesitate pentru societate. Vom pregăti rectificarea bugetară, pentru că aici trebuie să mai știți că un alt motiv al creșterii cheltuielilor se datorează faptului că sunt ministere, agenții, autorități locale care nu au bani să-și termine anul bugetar. Nu au bani pentru cheltuieli de funcționare, pentru cheltuieli absolut necesare, cheltuieli cu salariile, cheltuieli cu plata indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități și a salariilor, asistenților personale ai persoanelor cu dizabilități care au fost puse în spinarea autorităților locale, fără să li se aloce resursele financiare necesare. De asemenea, sunt puse în pericol cheltuieli absolut necesare de iluminat public, de încălzirea școlilor. Și aici va trebui să rectificăm bugetul și să alocăm resursele financiare către acești ordonatori de credite care nu au bani. Am dat un exemplu foarte grav în domeniul sănătății. Casa de Sănătate și-a consumat bugetul în proporție de 98% și nu are capacitatea de a avea resurse până la finalul anului dacă nu se realizează rectificarea bugetară până la sfârșitul lunii noiembrie. Ca atare, indiferent cum mi se spune că e deficit, că e gaură, că e, oricum i s-ar spune, realitatea este că PSD și-a bătut joc de banii publici, PSD a adus România într-o situație în care nu poate fi evitată depășirea țintei de deficit pe care o avem ca obligație din Tratatul Uniunii Europene, respectiv de 3%
din produsul intern brut și ne obligă pe noi la realizarea unui plan de măsuri care să reducă la maxim posibil acest deficit într-un timp destul de scurt. Ce credeți că se va întâmpla cu salariile și pensiile? În ce ne privește, onorăm toate cheltuielile necesare ale bugetului. Sigur că ceea ce vom considera cheltuieli nenecesare, le vom face să dispară din cheltuielile bugetului. Salariile și pensiile vor fi plătite la termen. Dar nu vom plăti în continuare salarii la cei care au intrat pe ușa din dos în instituțiile publice, pe bază de carnet de partid sau pe bază de pile și rubedenile clientelei politice a PSD-ului și cei care nu-și fac treaba. De asemenea, știți foarte clar că am declanșat un proces de refacere a capacității administrative a instituțiilor guvernamentale, de asemenea un proces de reducere a dimensiunii aparatului birocratic prin reducerea, am început cu reducerea numărului de ministere, vom continua cu reducerea numărului de entități publice aflate în subordinea guvernului și în subordinea ministerului, astfel încât să asigurăm o administrație cât mai eficientă, o administrație cât mai lipsită de proceduri inutile, care să asigure fluența tuturor proceselor administrative necesare pentru asigurarea de servicii de calitate și prompte către cetățeni, de asemenea o relație normală și firească cu mediul de afaceri care să încurajeze orice fel de investitor care dorește fie să pună pe picioare afacere, fie să-și dezvolte afacerea și care, în mod evident, să nu-l mai plimbe pe cetățeanul român de la Ana la Caiafa, să-l pună să plătească costuri inutile, timp și alte categorii. Ca atare, cu siguranță vor exista pași pe care îi vom derula pentru a construi instituții mai eficiente, instituții care cu adevărat să aibă capacitatea de a genera și de a pune în practică toate politicile publice pe care le are nevoie România pentru dezvoltare. Suntem în campania electorală. Ce părere aveți dumneavoastră despre scandalul Toșilor? Un fake news marca PSD. Deci PSD nu mai în stare să facă altceva decât să-i mintă cu nerușinare pe român, dar așa cum i-a mințit în ultimii 30 de ani. Să fie atât de nesimțit, încât să minți în condițiile în care toți românii l-au văzut pe președintele Iohannis în conferința de presă în care a răspuns la întrebări, toate întrebările puse de jurnaliști, să vii cu un astfel de fake news, cu astfel de minciună, arată că sunt complet rupți de realitate și sunt capabili de orice minciună și de orice nemernicie. De altfel, și vedeți că în timp ce Radetu a fost declarat de instanță în faliment, doamna Firea, în loc să contribuie alături de noi la soluțiile pentru a asigura continuitatea furnizării agentului termic în București, se ține de postări de tip fake news pe pagina sa de Facebook, pe care ulterior a și șters postarea respectivă, că și-a dat seama că minciuna e mult prea gogonată ca să poată să și-o asume public. Domnule ministru, ați anunțat în general de PSD-izarea clientelor politice a PSD, mă rog, în ministere, agenții naționale, etc. Și dau un exemplu de PSD-izarea CNAIR. De exemplu, ca să dăm și un exemplu concret, Horia Stancu a fost numit în regim de urgență la august anul acesta, el în calitate de vicepreședinte PSD Brașov, fiind de cununie președintelui Marius Dunca, a fost numit în regim de urgență, fără a avea studii de specialitate, fără a fi ocupat înainte, șef de regional, deci din județ, fără a fi ocupat mai multe poziții relevante, deci experiență de conducere. Pentru că tot ați depus astăzi coroane de flori de 15 noiembrie, în amintirea celor care s-au sacrificat atunci în 87 și din ce știu, ne-ați prerat pentru ultimul an, în 6 noiembrie.
1987, la Brașov. Domnul acesta Stancu este și nepotul direct al domnului Maria Cebuc, secretar 2 PCR județenii de partid, omul de nici au șesu la Brașov. Cel mai dur lider comunist din Brașov atunci. Ea și cerut, revind urgența anchetarea, preluarea de către anchetatorii bucureșteni a celor care au fost arestați în 15 noiembrie și duși acolo pentru anchetă, pentru că aici se făcea o anchetă suficient de dură, suficient de aplicată. Și împreună știm ce s-a întâmplat acolo, torturi, deportări, condamnări pentru liderii muncitorilor din 15 noiembrie. Cum vedeți această situație și dacă se încadrează în politica de depesedizare la nivel național? Cristian Tudor Popescu i-a numit acest individ mine antipersonal lăsat de un număr de PSD în Ministerul Agenției Naționale. Evident, există la nivelul guvernului, administrației centrale, palierul funcțiilor de demnitate publică, adică funcțiile de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat, președinte, vicepreședinte de agenție. Obiectivul meu a fost de a decide până la sfârșitul săptămânii viitoare schimbarea tuturor acestor PSD-iști care dețineau la momentul instalării guvernului funcțiile de demnitate publică. În mare parte e realizat acest obiectiv. În ceea ce privește aparatul funcționarilor publici, am reușit să oprim în aproape toate instituțiile, cred că una sau două au scăpat concursurile trucate pe care le-au declanșat miniștrii, președinții de agenții și ceilalți conducători de instituții publice în momentul în care am anunțat depunerea moțiunii de cenzură. De asemenea, fiecare ministru are obligația de a veni cu proiectul de hotărâre de guvern privind organizarea și funcționarea ministerului și cu organigrama aferentă și vom folosi acest instrument pentru a da posibilitatea ca cei care n-au ce căuta în aceste ministere, să nu-și mai găsească locul în aceste ministere. Restructurarea e cea mai simplă formă de a scăpa de aceia care n-au ce căuta într-o instituție publică. În toate pozițiile vacante, fie de execuție, fie de conducere, se vor organiza concursuri cu o procedură de concurs care va fi modificată astfel încât să permită o publicitate largă a concursului, să se permită oricărui cetățean care vrea să candideze pentru ocuparea unei funcții publice de conducere sau de execuție să participe la concurs, să-și poată depune dosarul. De asemenea, concursurile vor fi organizate în mod transparent, pe baza unor criterii care vor fi cunoscute de toți candidații, iar în comisiile de evaluare nu vom lăsa numai reprezentanții palierului politic, ci vom încerca să aducem specialiști în recruitment de resurse umane, de asemenea reprezentanța mediului academic. De asemenea, la toate interviurile din cadrul probei orale, că astea sunt mecanisme, toate aceste interviuri vor fi filmate și vor fi postate pe site. Astfel încât să rămână o probă, iar dacă cineva se consideră nedreptățit în evaluare, pe baza filmării respective, se poate să arate că el de fapt a răspuns la întrebări în contestațiile pe care le depun. În ceea ce privește companiile, companiile se află în două situații diferite. Fie companiile statului, fie au conduceri care deja au fost desemnate prin procedurile prevăzute în legea 111 de aprobare a ordonanței 109, ordonanța privind managementul corporativ, fie sunt în situația de a avea niște conduceri care nu sunt numite în urma acestei proceduri. Încep prin a vă spune că am oprit toate procedurile
viciate, derulate pe repede înainte, pe care le-au declanșat foștii miniștri în diferite companii. Una dintre companii este chiar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, unde domnul ministru Cook demarase în procedură de urgență procesul de selecție a administratorilor și managerilor. Deci am oprit acest concurs. În cursul săptămânii viitoare vom schimba Consiliul de Administrație, ulterior vom schimba managementul companiei, iar după schimbarea managementului companiei, după estimarea mea, în maxim în 2 săptămâni, vom schimba toți directorii de regiune. Evident, în privința șefilor de secții, va trebui să verificăm ce stadiu au, stadiu contractual, vedem dacă ei au fost supuși unei proceduri de concurs în angajare, dar vă spun că și aici, oriunde vom simți incompetență sau clientelism politic, niciunul dintre cei care au fost puși pe pile sau pe bază de recomandare politică și care nu are capacitatea de a conduce, nu va rămâne. În multe alte companii, știți povestea de la Transelectrica, în care eu am fost obligat în 2 ore să iau o decizie de schimbare a Consiliului de Supraveghere din același motiv. Pentru că expira mandatul Consiliului de Supraveghere pus de Bădălău, fostul ministru al economiei, știți pe Bădălău ăla care la audierile domnului Virgil Popescu, ministrul economiei, a spus decât să privatizați companiile, mai bine le căpușați. Asta a spus domnul Bădălău. Deci domnul Bădălău își pusese un comitet de supraveghere și demarase procedura de selecție pe repede înainte pentru a selecta administratorii și managementul companiei. Și practic, dacă nu schimbam comitetul de supraveghere, eram pus în situația ca comitetul de supraveghere pus de Bădălău să valideze toate procedurile de selecție care au fost derulate, profund viciate, în mod evident. Misiunea comitetului de supraveghere este acela de a anula procedura. Știți foarte bine că la Transelectrica, comitetul ăla de supraveghere pe care l-am schimbat eu, acceptase în funcția de manager, de CEO, pe unul care nici măcar nu avea studii superioare. Și vom relua procedura, evident, respectând cu strictețe legea, având un partener care, într-adevăr, să aibă specializarea necesară și capacitatea de a selecta administrator și manager de cea mai bună calitate, pentru că Transelectrica și Transgazul, după cum bine știți, au fost trecute în subordinea directă a premierului și a secretariatului general al guvernului. Evident, acest proces va urma și în ceea ce privește serviciile deconcentrate ale ministerelor sau ale altor autorități ale administrației publice. Vom face o testare profesională și peste tot unde oamenii nu vor corespunde exigențelor pe care le avem în materie de pregătire profesională, de aptitudini manageriale și de capacitate de realizare a obiectivelor pe care le au, îi vom schimba pe toți. Sigur că vom organiza concursuri pentru ocuparea tuturor acestor poziții, indiferent că sunt funcții publice sau personal contractual. Pentru a nu afecta alegerile, am luat decizia să nu începem analiza prefecților, dar imediat după turul 2 vom începe analiza prefecților. Și sigur, unii deja au început să demisioneze, alții au intrat în concedii de boală, îi așteptăm să revină la lucru ca să scrie demisia. Legat de ultima întrebare, sunt singura la voastră. Prima întrebare, noile conducere legitim și legal constituite la nivelul companiilor naționale, pe concentratelor, agențiilor naționale, vor face un audit, mai ales cu privire la ultima perioadă în care s-au derulat contracte, tot așa. Cu siguranță vom face.
Cu siguranță vom face un audit, deja a demarat în fiecare minister auditul, e un audit practic intern. Vom contracta, evident, firme specializate de audit și pentru auditul entităților din subordinea ministerelor și implicit în companiile în care lucrurile nu merg, iar aici trebuie să vă spun că situația companiilor de stat românești este o situație extrem de dificilă. Managementul catastrofal politic al PSD a dus foarte multe companii în situații critice în care e nevoie de măsuri extrem de drastice pentru a putea readuce companiile pe linia de plutire. Vă dau numai exemplu CFR Marfă. CFR Marfă este în situația în care există riscul declanșării procedurii de infringement pe ajutorul de stat, care a fost acordat de aproape 400 de milioane de euro. Iar în cazul în care Comisia Europeană ia această decizie, compania este pusă într-o situație extrem de dificilă și așa compania pe care am lăsat-o pe profit operațional a ajuns să aibă pierdere aproape în fiecare an de când e PSD-ul la putere. Că sunt șanse, vă garantez că vom aloca bani de la bugetul de stat pentru susținerea aeroportului Brașov. Deci nu știu cum v-ați imagina că eu, care sunt brașovean și care am sprijinit proiectul încă de pe la începuturi, de mult, de prin 2007-2008, dacă vă aduceți aminte, m-a și adus președintele Consiliului Județean din vremea respectivă să particip la o... Normal. Sprijinim realizarea aeroportului și chiar este necesar, pentru că acum trebuie să desțelenim situația legată de tronsonul de autostradă Comarnic-Brașov. Vă readuc aminte că în perioada nu foarte lungă cât am fost ministru al transporturilor, pentru tronsonul Comarnic-Brașov am aprobat indicatorii tehnico-economice ai obiectivului de investiții și am lansat procedura de realizare a unui contract de concesiune de lucrări publice, de parteneria public-privat, pe care l-am lăsat după realizarea preselecției, în care rămăseseră în competiție 4 consorții. Iar din 2008, de când am plecat de la Ministerul Transporturilor, nu s-a întâmplat nimic. De două ori a fost selectat același consorțiu, odată Actor cu Vansi, după aia Vansi cu Actor. Și de fiecare dată, consorțiul care a fost selectat nu a găsit finanțarea. Nebunile lui Dăncilă legate de Comarnic-Brașov, după ce, în primă fază, fără să anunțe Banca Mondială, care fusese convinsă de premierul anterior al PSD, de Tudose, să vină să managerieze proiectul ăsta, a renunțat la serviciile Băncii Mondiale, după care a anunțat prin Comisia de Prognoze, mai e un minister al transporturilor, adică mai e un nair după mintea PSD-ului, Comisia de Prognoze, care Comisia de Prognoze scoate din burtă diferite proceduri de adjudecare a unor contracte de PPP-uri pe investiții mari de infrastructură. Deci au scos din burtă un consorțiu câștigător, care de fapt s-a dovedit că nu e câștigător, că nu s-a adjudecat nicio procedură, că nu s-a semnat niciun contract, iar după aia aceeași Vasilica Viorica Dăncilă a anunțat că vrea să o treacă, nici ea nu știa bine ce să spună, pe lista investițiilor strategice ca să fie finanțate din bugetul de stat. Trebuie să vedem exact care e situația legată de acest tronson Comarnic-Brașov, care din punctul nostru de vedere reprezintă o prioritate. Oricum sunt convins că vom ajunge de la București la Brașov mult mai repede cu avionul pe aeroportul realizat de Consiliul Județean decât pe tronsonul de autostradă, dar ne propunem ca obiectiv să realizăm și acest tronson de autostradă, dar evident nu putem să o facem într-o guvernare de tranziție care are o durată de maxim un an de
un an de zile și acest obiectiv nu poate fi asumat decât pentru un mandat de 4 ani. Așa că nu pot să vă spun acum 100% că se va semna contractul sau nu. Dar suntem interesați să avem o cooperare cât mai bună cu compania Merdish's Helicopter. Eu am avut de-a lungul timpului relații cu reprezentanților și aceste relații vor fi bune și se vor baza pe încredere reciprocă și pe respectarea cuvântului dat. Deocamdată eu nu am niciun angajament luat și nu voi lua decât după ce voi cunoaște în profunzime situația. Privire la spitalul regional pe care ați menționat în prima, ați încălat o șoptie financiară pentru spitalul? Așteptăm să vedem proiectul să ajungă la maturitate, pentru că e probabil în faza de realizare a documentațiilor tehnico-economice. Și în funcție de asta, evident, vom decide forma de sprijin, dar vom căuta să sprijinim inclusiv pentru obținerea de finanțări, fie din fonduri europene, fie din credit BERD, BEI, din posibile forme de finanțare externă. Iertați-mă, poate n-am înțeles-o bine. Cu referire la tronsonul comand din Brașov, ați criticat ceea ce a făcut guvernul Dăncilă. Păi nu, n-a făcut nimic. Din 2008 nu s-a făcut nimic, asta am vrut să menționez. Păi nu, că nici nu mai știm acum, e PPP, nu e PPP, vor să o stabilească, că e de interes strategic să finanțeze din buget, vrem să vedem exact care e situația. Încă nu există o strategie aceasta. Strategia este să realizăm acest tronson de autostradă. Fie cu finanțare de la buget, fie prin PPP. Dacă alegem soluția parteneriatului public-privat, nu se va ocupa domnul Ghizdeanu, că domnul Ghizdeanu a plecat de la Comisia de Prognoză, nu se va ocupa nici Comisia de Prognoză, care nu are niciun fel de capabilitate. Dacă alegem PPP, în mod evident vom alege o formă de PPP care să fie realizată în acord cu toate standardele europene în acest domeniu și eventual cu asistență, fie din partea BEI, BERD, băncii mondiale, care îți ducă la un contract de parteneriat public-privat, într-adevăr, funcțional și care să permită realizarea cât mai rapidă acestui tronson de autostradă. Dacă luăm decizia de a merge pe PPP, putem să luăm decizia să-l finanțăm de la bugetul de stat. Și asta este posibilă. În mod evident, în maxim o lună de zile vom lua decizia. Vor crește salariile minime pe economie, domnule? Cu siguranță vor crește, nu vă pot... Cu siguranță va crește salariul minim, dar nu vă pot da cuantumul cu care va crește salariul minim. La ora actuală s-a constituit o echipă de lucru, Ministerul Finanțelor, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Comisia de Prognoză. Vom veni în baza studiului de impact pe care îl realizăm cu o propunere, care evident va fi supusă dezbaterii partenerilor sociale, în Consiliul Tripartit, patronatelor, sindicatelor, organizațiilor neguvernamentale. Vom asculta argumentele, pentru că aici sunt diferențe de abordare, evident, între patronate și sindicate. Vom asculta argumentele și susținerile. Nu. Aici nu e o diferență de abordare, după părerea mea. Din 2015, Comisia Europeană ne solicită un mecanism obiectiv de creștere a salariului minim, care se bazeze pe realități economice, pe indicatori obiectivi, indicele de creștere a productivității, creșterea economică sau creșterea salariului mediu brut, indicele de creștere a prețului de consum, adică rata inflației, astfel încât în decizia de creștere a salariului minim să nu intervine arbitrariu subiectivismul politic pe care îl poate avea un guvern, ci pur și simplu să fie o decizie care să aibă efecte economice și sociale benefice. Dacă, vă dau un exemplu, dacă crești prea puțin salariul minim pe economie, poți să nu compensezi nici efectele inflației. Dacă, în schimb, crești prea mult salariul minim pe economie, risc să afectezi ramul întreg și mulți dintre cei care sunt angajați și lucrează
cu salariul minim pe economie, să-și pierdă locul de muncă. Pentru că se știe foarte clar că, mai ales în anumite industrie în care se lucrează cu mână de lucru care este plătită cu salariul minim pe economie, rata de profitabilitate este relativ mică și că o creștere a costului forței de muncă poate să ducă la dispariția acestei profitabilități, iar atunci fie se închide fabrica, fie se mută într-o altă țară în care mâna de lucru este mai ieftină. Noi nu ne dorim așa ceva. Noi ne dorim ca orice decizie, nu numai decizia privind salariul minim pe economie, ci și orice altă decizie să se ia având la bază argumente foarte solide și mai ales o previziune foarte solidă privind impactul unor astfel de decizii asupra economiei. Sunt categoric împotriva acestei stupizenii, că nici nu pot să o numesc altfel, care a instituit că-s două forme de salariu minim. Conceptul de salariu minim nu permite diferențierea salariului minim între diferite categorii de angajați. Legat de locuirea reprezentantului României în Comisia de Referință, totuși. Când voi avea ceva de anunțat, voi anunța. Ce șanse îi dați candidatului Gheorica Dăncilă să câștige alegerile? Zero. Chiar mă completează domnul cancelar șef, minus. Zero. Și așa e prea mult pentru ea că a ajuns în turul 2. Dacă nu mai sunt alte întrebări, aș mai dori să mai am eu o rugăminte de a avea în vedere realizarea unui drum alternativ la DN1 pe Valea Doftanei spre Săcele. Cunoaștem proiectul. Bun. Cunoaștem proiectul, nu vă faceți probleme.